Cătălin, sunt tare curioasă care sunt cele mai inteligente rase de câini. Din start îți spun că nu credeam, atunci când vedeam astfel de topuri, că Border Collie este cea mai inteligentă rasă. Nu credeam. Este. Și este într-adevăr cea mai inteligentă. De ce spun asta? Pentru că am dresat Border Collie și efectiv, lucrând cu stăpânul câinelui, am inițiat un exercițiu dimineață în ședința de dresaj și după amiază îmi arată stăpânul prin video, îmi arată cum acel câine performa ceea ce de-abia făcusem dimineață. Și pentru mine asta a fost dovada clară că sunt foarte inteligenți, prind foarte repede. Pe urma practicii am crezut că inteligența asta a lor se bazează doar pe faptul că se stimulează bine la obiecte de aport, la mingiuțe, la tot felul de, de lucruri de care pot trage. Înțelege dar foarte clar ce vreau de la el și face chiar lucrurile respective. Da. Nu are legătură cu asta, ci pur și simplu sunt niște câini care prind foarte repede. Mai există canișul. Am lucrat cu caniș și pitic, am lucrat și cu caniș imperial, deci acel caniș mare. Și la fel, fantastic de bine se conecta. Da? Deci sunt rase și în general rasele de lucru. Uite, aș spune aici de Malinois. Este un câine care este extrem de cooperant, care vrea să învețe lucruri și care este dispus să facă orice pentru a fi util. Dincolo de utilitatea aceasta, e adevărat că își satisface și din acest instinct puternic de vânătoare pe care îl are și pe baza căruia el este o rasă, acest Malinois este o rasă consacrată pentru tot ce înseamnă poliție, intervenții speciale și așa mai departe. Mi-ai spus la un moment dat că Malinois nu este un câine chiar pentru oricine. Are nevoie de un program foarte special și de foarte multă atenție. Nu este un câine pentru oricine pentru că are o anume energie. Și dacă nu știi să te descurci cu această energie, te poate copleși. Dar nu pot să nu te întreb și despre Jack Russell Terrier și despre Golden Retriever, că știu că și ele sunt în top. Mie îmi plac Jack Russell Terrierii, am lucrat la un moment dat, voiam să-mi iau un Jack Russell Terrier, m-am pricopsit cu un Fox Terrier. Ceea ce mi-a plăcut cu adevărat la această rasă este că are energie și se stimulează foarte bine. La jucărele, la mingiuțe, la mâncare și câinii care se stimulează foarte bine sunt motivați să învețe lucruri și atunci pot să-i înveți o grămadă de trucuri. Goldenul și Labradorul este un, cum să spun, este cam același lucru, doar că unul are părul lung, altul are părul scurt. Exact. Însă sunt niște câini care sunt foarte sociabili, apropiați de om și își doresc cu adevărat să mulțumească omul. Dacă știi să-i dresezi și să-i faci să fie, dincolo de sociabilitatea asta, să fie și atât de deștepți precum spun topurile, atunci, într-adevăr, te poți bucura de un Golden Retriever.